Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi este gata, avem uh, pronosticuri din basket Euroliga, dar și Cupa României. Biletul de ieri a fost câștigător din nou, așa că sper să înverzim și azi, chiar dacă oferta este foarte săracă în fotbal, am găsit două meciuri foarte, foarte interesante din basket, plus uh, Cupa României dintre Sepsi și Mioveni. Să dăm drumul la treabă, începem cu partida de basket dintre Basconia și Asvel Lyon. Așadar, pontul zilei este chiar acest meci, pentru că Basconia este a patra cea mai bună echipă când vine vorba de recuperări cu 31,4 pe meci, în timp ce Asvel Lyon ocupă penultima poziție cu o medie de doar 27,2 recuperări la fiecare etapă scursă. Pontul meu este simplu aici, pronostic uh, Basconia mai multe recuperări decât Asvel Lyon la o cotă foarte, foarte bună de 1.72 oferită de Betano. Trecem mai departe, Valencia uh, versus Virtus Bologna, tot din basket Euroliga și foarte important de știut este că Valencia este lider la aruncările reușite de 3 puncte cu un total de 341 în acest sezon de Euroliga. De partea cealaltă, Virtus Bologna ocupă locul 12 când vine vorba de reușite de 3 puncte cu un total de 284. Având Plusul de 57 de aruncări de 3 puncte reușite și jucând acasă pe teren propriu, cred că Valencia are șanse mari să domine uh, meciul, inclusiv la acest capitol mai multe uh, aruncări de 3 puncte reușite. Iar cota este una foarte foarte bună, 1.55 oferită de betano. Și trecem la ultimul meci de fotbal din. Uh, Cupa României, acolo unde Sepsi întâlnește pe Mioveni. În Cupa României, echipa lui Bergodi este clar favorită și mă aștept la o dominare categorică. Cum vă spuneam, în opinia mea, joacă cam cel mai frumos uh, fotbal uh, Sepsi. Nu neapărat uh, ca și construcția jocului, dar uh, nu se apără și tot timpul caută să atace. Primul uh, primul gând al jucătorilor Andreas de Bergodi este să dea gol, nu să nu primească gol, cu toate că este italian. Așadar, Sepsi în aceste condiții de sezon a obținut o medie de 4,59 cornere pe meci în campionat, fiind a șasea cea mai bună la acest capitol. De partea cealaltă, Mioveni este echipa cu cele mai puține lovituri de colț obținute în Superliga 3,25 pe joc. Cred că mai degrabă trupa antrenată de Nicolae Edica ar trebui să-și vadă de evitarea retrogradării pentru că oricum n-au nicio șansă în această competiție, chiar dacă printr-o minune să presupunem că trece de sepsi. Totuși pronosticul meu este simplu aici, cred eu că va domina categoric meciul sepsi și bineînțeles va avea mai multe cornere la finalul partidei, cotă 1-23. Acesta este biletul plasat la, Super, la Betano pentru că la Superbet nu avem aceste variante, cei care nu au cont la Betano le las un link în comentarii, nu trebuie să depună, nu trebuie să facă nici măcar o depunere, tot ce trebuie să fac este să acceseze linkul dacă nu are cont la ei și primesc 60 de lei free bet, deci practic jucați acest bilet gratuit dacă dacă vreți, aveți link un în comentariu și nu uitați să faceți verificarea contului plus să băgați uh, codul bonus COMBO60 Dragi prieteni!